La 3 decembrie este marcat anual Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. În Republica Moldova sunt circa 180.000 de persoane cu dizabilități, inclusiv peste 11.000 de copii cu vârsta până la 17 ani. Persoanele cu dizabilități reprezintă peste 5% din populația totală a țării, iar copiii cu dizabilități constituie aproape 2% din numărul total al copiilor din Republica Moldova. Cea mai mare nevoie pentru oamenii aceștia este să creadă în Domnul Iisus Hristos ca să primească iertarea păcatelor și darul vieții veșnice, iar la înviere să primească un trup nou duhovnicesc împreună cu toți sfinții. La Biserica Bunăvestirea dorim să organizăm pe data de 3 decembrie anul acesta, la ora 14:00, o evanghelizare pentru 160 de persoane cu dizabilități și asistenței lor, care în cea mai mare parte sunt membri din aceeași familie. Dorim să le oferim câte un pachet cu produse alimentare, o masă și, cel mai important, un manual de studiu biblic, Doamne, vreau să te cunosc, prin care ei vor putea să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos, dar și scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu și cum noi putem să trăim la înălțimea acestui scop. Prima lecție din manual o vom studia cu ei la întâlnirea de la 3 decembrie. Vă invit să facem împreună această binefacere, ca la întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos să auzim și noi aceste cuvinte pe care le-a spus El în Evanghelie, și anume: veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci, cei neprihăniți îi vor zice: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când, Doamne, te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau te-am văzut gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice atunci: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Și gândiți-vă numai că acești oameni cât de neînsemnați sunt ei și cum sunt priviți de alții. Pentru un pachet, masă și un manual de studiu biblic este necesară suma de 250 de lei, care face aproximativ 14 dolari jumate sau 13 euro. Pentru toți cei 160 de oameni va fi necesar 40.000 de lei. Vă invit să facem împreună această binefacere. Detaliile despre contul bancar al Bisericii Bunăvestirea, la care pot fi trimise donațiile, îl găsiți la încheierea acestui video. Dumnezeu să vă binecuvânteze și dacă sunteți în Chișinău, vă invităm marți 3 decembrie la orele 2 să fiți împreună cu noi.